Dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Astre și Destin, acum înainte de marea sărbătoare pascală, și să vedem ce ne rezervă astrele pentru această perioadă de timp respectiv 11-18 aprilie, perioada de Paște respectiv 12-14 uh, aprilie. Uh, să vedem ce uh, surprize! Uh, Bune sau mai puțin bune ne aduc astrele în acest interval pe care îl vom analiza. Ca un cadru general, putem să spunem că mare parte din planete se aglomerează acum pe sectoare personale, deci pe zodii care au legătură mai mult cu propria persoană, deci cu individualitatea, și rezultă de aici că, într-un cadru și un context mai larg pentru fiecare dintre nativi celor 12 zodii vor exista conjuncturi mai mult sau mai puțin favorabile de manifestare a proprii personalități, de afirmare de sine, de punere în valoare a valorii personale, de unde și putem deduce că perioada aceasta este dedicată, să spunem așa, unor acțiuni care pot să uh, meargă mai mult pe uh, cont propriu, în sens individual, pentru uh, ca fiecare să reușească să se pună în valoare așa cum se pricepe mai bine, în funcție de nivelul de evoluție și de experiența acumulată. Un uh, amănunt foarte interesant ar fi cel al momentului de lună nouă, din data de 18 aprilie, faza maximă de lună nouă, deci un nou început și este foarte important că este un nou început care vine imediat după Paște, va fi această fază maximă a lunii noi undeva între orele 21 și 22 seara, deci sâmbătă seara, a doua sâmbătă de la sărbătoarea Paștelui încolo. Ce ar mai fi de spus este că vor exista niște conjuncturi foarte interesante din punct de vedere al comunicării și al punerii în valoare a bunurilor și posesiunilor materiale de către fiecare, atât în plan individual cât și în plan colectiv. Și nu în ultimul rând, vorbim despre o chestiune legată de niște combinații foarte interesante între spiritualitate și nevoia de a repara anumite lecții legate de posesivitate și de renunțare la uh, ceea ce este vechi, așa cum Saturnul Troncrad ni le aduce pentru fiecare dintre noi. Și să intrăm acum în miezul propriu-zis al predicțiilor, începând, ca de obicei, cu Zodia Berbec. Sistemul relațional al nativilor trece printr-o mică schimbare la începutul săptămânii viitoare și acest lucru este foarte important, deoarece Jupiter, care din data de 12 își rea mersul direct, aflându-se pe casa creativității și a relațiilor cu șefii, a intrat în mers direct, așa cum spun, și va aduce foarte multe efecte în plan personal pentru nativii acestui semn. Asta înseamnă reluarea unor chestiuni de acolo de unde au fost lăsate la începutul lui decembrie 2014, adică atunci când Jupiter a intrat în mers retrograd, dar de data asta la o cotă ceva mai ridicată. Astfel că berbecii sunt motivați acum, dar și determinați de contextul astral să trateze probleme și relațiile de pe o altă poziție. În data de 13 aprilie li se poate cere să accepte o nouă responsabilitate, o nouă sarcină în activitatea pe care o au, ceea ce nu îi sperie, bineînțeles, dar îi obligă la mai multă creativitate și colaborare în sistemul relațional, deoarece au nevoie de mai mulți bani și sunt dispuși astfel să muncească nu neapărat mai mult, dar cu mai mult randament. Asemenea aspecte și energie astrale, le influențează în ziua de 13 aprilie și sectorul relației cu părinții și copiii, precum și latura afectivă, astfel că la, uh, relația de cuplu poate cunoaște o revenire suficient de bună, mai ales în cazul uh, perichilor tinere, însă atenție la gelozie. Atenție, de asemenea, la cât cheltuiți ca... Uh, posibilități financiare și la modul în care puneți problema bugetului și a prietenilor în cadrul relației pentru a evita dezacordurile cu partenerii, evident, acolo unde nativii sunt implicați într-o relație. Unii se preocupă de arhivare, de statistici, și de proiecte mai vechi neterminate, pe marginea cărora discută cu persoane ce sunt dispuse acum să dea o mână de ajutor. În data de 15 aprilie, unele vorbe rele spuse pe la spate pot ajunge la urechile nativilor, așa cum s-a mai repetat undeva în trecutul iernii pe care am depășit-o creându-le indispoziție și disconfort emoțional afectiv, fiind vorba de chestiuni colegiale și în plus de uh, probleme care sunt legate de relația cu rudele. Profesional, în data de 17 aprilie, au parte de afirmare de sine, de schimbarea unor valori și atitudini necesare bunei desfășurări a activității, precum și de o reușită la care contribuie cineva care are o poziție destul de bună. Poate să fie un șef sau un prieten care deține o poziție foarte importantă acolo unde își desfășoară activitatea. Pe partea de sănătate, atenție în 13 aprilie la zona hepatobiliară și cea cardiocirculatorie, apoi în 15 aprilie la posibilă acumulare de toxine și la sistemul digestiv, iar în 17 aprilie, atenție la aparatul excretor pentru a evita eventualele blocaje și neplăceri la acest nivel. Taur Mercur le va intra în semn odată cu data de 15 aprilie și alături de Marte, care și el se află tot în semnul taur, taurului, le va imprima nativilor o mai mare viteză de lucru, un randament mai bun, precum și capacitatea de comunicare și de decizie la cote avansate. Cu toate acestea, să ia seama în perioada aceasta la un alt aspect astral, la fel de important, care este de altfel opoziția dintre Venus și Saturn retrograd pe axa banilor și a pierderilor. Deși taurii muncesc cu plăcere, chiar nu se poate spune că stau uh, bine la capitolul bani, iar capitalul de imagine, având uh, totuși de suferit de pe urma unor chestiuni personale ce au legătură cu rate la bănci, cu pierderi de oportunități și cu sume ce sunt. Uh, întârziate la rambursare sau care nu pot fi obținute așa ușor, le poate leza uh, imaginea de sine și tonusul în uh, activitatea pe care o desfășoară. De asemenea, în 13 aprilie și apoi în 15, nativii se confruntă cu asemenea probleme care le dau iarăși bătaie de cap, iar comunicarea cu anturajul poate avea de suferit, fiind mai restrânsă și supusă unor revizuiri de mentalitate, atitudine și contact pe partea de comunicare. În 15 aprilie se mai produc câteva chestiuni cu caracter pecuniar și relațional, care fac un pic confuzi pe tauri, aceștia căutând o soluție la rezolvarea unei probleme ce ține de acte, capital de imagine și organizare a unor treburi, fie personale, fie profesionale. Sau poate să fie o combinație a acestor două. În cuplu, lucrurile merg oarecum bine, dar tot sunt marcate mai mult sau mai puțin așa, de un fel de răceală afectivă și de comunicare, ce are un vârf important în data de 15 aprilie, când nativii ar putea constata că nu prea mai e chef să dea socoteală chiar așa partenerului, chiar pentru orice. Ei se comportă mai ferm și au o doză de discreție în acest sens față de partenerul de cuplu. Din punct de vedere profesional au o, o, o șansă de afirmare, dar numai dacă trec pe un alt registru de comunicare mai hotărât și să știe ce vor, mai ales în ceea ce privește relația cu șefii și colegii, iar în 17 aprilie pot primi noi însărcinări și pot negocia mai clar anumite chestiuni personale, deci să mai degajează cerul astral pentru nativi. Cei care au studii de specializare vor face câteva drumuri pentru niște acte și documente foto necesare probabil la un dosar pe care îl pregătesc sau pentru o lucrare de care se ocupă și care le-a fost dată în responsabilitate. Pe latura sănătății, atenție la ficat și la zona cardiocirculatorie în toată perioada analizată, deci 11-18 aprilie, precum și la zona renală, pot să apară niște simptome uh, supărătoare, la zona lombară de asemenea niște simptome legate de uh, partea de locomoție și la uh, etajul pulmonar, deci partea respiratorie în uh, 15 aprilie iar uh, ulterior uh, la zona laringeală și nervoasă uh, atenție la amețeli și probleme digestive și de memorie în 17 aprilie cu efecte neplăcute care pot să provină dintr-o Uh, ușoară constipație care poate să genereze la rândul ei dureri de cap trecătoare pe considerentul acumulării de toxine. Gemeni. Cu Venus aflată pe semnul lor uh, fix în opoziție cu Saturn retrograd de pe casa relațiilor și parteneriatelor, gemenii nu au absolut niciun chef de a lua în serios uh, partea de relații de cuplu Poate doar în zona asocierilor de afaceri și de colaborări să fie interesați. Este un soi de detașare față de circunstanțele acestea amăgitoare prin care gemenii au trecut în ultimele luni de zile. Și asta pentru că astrul saturnian îi îndeamnă acum mai mult ca altă dată la a reflecta asupra tuturor circumstanțelor prin care trec, indiferent de domeniul în care se petrec lucrurile. În weekendul care urmează, deci de mâine încolo, s-ar putea să cheltuiască niște bani mai mult decât este prevăzut și aici depinde de conjunctură. Poate să fie revizia unei mașini, a unui obiect electrocasnic, ori să cheltuie banii pe chestii de distracție cu prietenii și iarăși se trezesc după aceea gemenii că nu prea au bani în buzunar. În 13 aprilie, ă, ei vor fi implicați într-o fază a unui proiect important. Unii nativi se preocupă de modul în care se derulează studiile de specializare, alții de afaceri în care sunt implicați, alții sunt solicitați să participe într-un mediu non-conformist și asta îi motivează pentru că pot să ia decizii pe cont propriu fără a mai fi afectați de atitudinea altora, așa cum de obicei majoritatea gemenilor tind să facă. Nativii se gândesc acum în ce fel să iasă în față pentru a se impune printr-o nouă atitudine și asta este valabil în primul rând față de anturajul amical, nativii având nevoia unei recunoașteri ca un soi de lider mai mic sau mai mare în grupul respectiv. Și aici putem vorbi despre faptul că se acordă gemenilor în contextul local o importanță concretă și pe bune, cum se spune, datorită volumului de cunoștințe pe care l-au acumulat. Pentru cei aflați încă în relație de cuplu, survin zile încărcate de tensiuni cauzate de minciuni și disimulări din partea partenerului, ascunse bine picluit în spatele unei atitudini de la fel de amăgitoare ca fumul, mai ales în zile de 14-15 aprilie. Așa că, mare atenție, se pot evita astfel de situații dacă nativii sunt realiști. Profesional, gemenii au parte de rezultate bune în 15. Dar nu fără emoții, și mici capcane care pot să fie, de exemplu, critici nefondate ale altora la adresa lor, și apoi în 17 aprilie, când, sistem, când în sistemul relațional survin schimbări cu scadență karmică obligatorie, adică nativii pot avea parte de un eveniment mai mult sau mai puțin plăcut sau neplăcut, după caz, sau stânjenitor, dar totuși favorabil, atenție deși se pare că ar fi în defavoarea lor, totuși sorții îi favorizează și vorbim despre o chestiune care îi avantajează în plan personal la serviciu în raport cu persoane ce dețin poziții importante. Atenție pe partea de sănătate, în 13 aprilie, la zona hepatobiliară, renală și circulatorie, pot să apară simptome și ușoare dezechilibre. În 15 aprilie, atenție la zona lombară și toracală, pot apare probleme de locomoții, să spunem, o jenă care stânjenește în mod repetat. De asemenea, niște probleme pe zona de respirație și pe cea digestivă. Deci, atenție cum mâncați. Iar în ziua de 17, atenție la aparatul excretor. Deci, iarăși vă atenționez, nativ gemeni, să fiți atenți ce, cum și cât mâncați. RAC în weekend, deci weekendul care urmează dinainte de Paște, s-ar putea ca nativii să cheltuie mulți bani, mai mult decât este prevăzut, împreună cu partenerul de cuplu, deși situația lor financiară nu este chiar așa grozavă. Ar trebui să fie mai economi racii pentru a putea gestiona bine propriul buget. Ziua de 13 aprilie le aduce pe axa banilor oportunități foarte bune pentru a-și redresa planul financiar. Pot fi discuții și înțelegeri care să vizeze chestiuni ce urmează să fie făcute în următoarea perioadă de timp. Astfel, racii pot avea încasări în această zi, cei care bineînțeles desfășoară activități. Uh, care pot să ofere prestări de servicii, de exemplu, din activități nonconformiste, unii poate din activități extraprofesionale, alții din activități part-time sau alte activități adiacente, dar nu fără ceva eforturi în plan decizional. Pentru că să nu uităm, este uh, sărbătoarea de Paște și de mobilizare altora din sistemul relațional. Raci trebuie să rețină că, în data de 13 aprilie, este recomandat să acționeze rapid și în forță, ferm și deciși pentru a obține uh, rezultate concrete. Deci, dacă Pun de o înțelegere cu cineva să se gândească foarte bine la cum uh, pun în practică acest lucru. Asta le determină totuși și un prea plin emoțional care trebuie bine controlat, deoarece, dacă și-ar da frâul liber emoțiilor, s-ar putea să greșească în această zi în privința multor lucruri. În 15 aprilie, atenție la situații și chestiuni cu caracter disimulant. Provenite din partea altora, bineînțeles, care i-ar putea induce în eroare penativi legate de un proiect de studii superioare sau de specializare, și care să vină din partea unor persoane, așa cum spuneam, care nu sunt de acord cu ceea ce vor racii sau cu ceea ce fac ei. Uh, unele dintre aceste persoane pot fi chiar partenerul de cuplu implicat într-o astfel de chestiune și de aceea relația în acest sens poate avea sincope în data de 15 aprilie cu efecte asupra comunicării, nativii putând descoperi totuși unele inadvertențe între ceea ce află de la partener și ceea ce obțin ei înșiși în în chestiuni care țin de partea personală. Profesional, mulți nativi au posibilitatea în perioada aceasta să avanseze în carieră, în funcție sau pot să se eleveze din punct de vedere social chiar în urma unor aranjamente verbale, astfel încât ei pot folosi sistemul relațional pentru a aranja noi alianțe și colaborări pe baza unor contracte și înțelegeri verbale sau scrise, de pe urma cărora se pot alege cu rezultate bune în plan material financiar. Unii pot primi funcții noi pe nivel decizional, ceea ce îi responsabilizează și mai mult, îndeosebi, în ziua de 15 aprilie. Latura sănătății poate avea sincope minore în data de 13 aprilie, pe zona digestivă, pe cea hepatobiliară, pot apare, de exemplu, pusee, um, cu un semn de întrebare în zona uh, vezicului biliare, uh, precum și în zona cardiocirculatorie pot să apară niște uh, sincope sau niște uh, uh, simptome fantomatice care să le dea uh, de gândit. Atenție de asemenea la posibile acumulări de toxine digestive și la aparatul uh, respirator, deci la probleme de respirație în 15 aprilie și de asemenea la zona aparatului excretor în intervalul 17-18 aprilie pentru a evita uh, ocluziile intestinale sau orice neplăcere legată de această parte a uh, tractului digestiv. Leu Reintrarea lui Jupiter în mers direct din data de 12 aprilie oferă nativilor șanse mult mai mari de reușită aproape în tot ceea ce ei întreprind. Astfel pot realiza de acum încolo cu un randament mult sporit tot, tot ceea ce și-au propus, având în vedere că faptul că în actual context astral îi motivează pentru câteva schimbări majore în viața lor. Domeniile cele mai vizate pentru așa ceva sunt cariera și proiectele la care lucrează. În data de 13 aprilie, lei se întâlnesc cu o oportunitate foarte bună, dar care îi și motivează în același timp în domeniul carierei. Luna în opoziție cu Jupiter pe semnul lor, oferindu-le în orice formă de asociere câștig de cauză datorită faptului că știu cum să pună problema în orice chestiune abordată cu cei din jurul lor, inclusiv în relația de cuplu, acolo unde nativii sunt implicați în așa ceva. De acum, unele treburi personale sunt luate foarte în serios de către lei și puse pe tapet pentru a fi rezolvate fără niciun fel de întârziere. Tot în ziua de 13 aprilie, contextul astral îi provoacă pe nativi să-și folosească potențialul creativ în cadrul sistemului de relații pentru a beneficia de o organizare mai eficientă a activității, în vederea unor rezultate care să le aducă satisfacția cuvenită. Relația de cuplu, acolo unde lei, cum spuneam, sunt implicați într-o astfel de chestiune, trece și ea acum printr-o transformare importantă. Zilele de 13 aprilie, Aprilie și apoi 15, fiind două vârfuri de manifestare, când între nativi și partenerii lor survin discuții și atitudini motivante de reorganizare a relației pe alte criterii și de disimulare în același timp a unor nevoi personale. Pe de altă parte, în 13 aprilie, în privința asocierilor de orice fel, nativii trebuie să ia decizii importante care au legătură cu propria poziție socială iar în 15 aprilie, atenție la partea financiară, la dosarele de divorț, la partaje, la moșteniri și succesiuni. Nu vă faceți iluzii nativ lei că ați avea rezultate bune în această zi. Nu luați decizii în ziua de 15 aprilie în acest sens și nu forțați lucrurile pentru că rezultatele nu vor fi cele pe care le credeți voi că vor fi. Uh, unii nativi pot fi implicați în data de 17 aprilie în situații care le vor schimba soarta bine, deci atenție la cum procedați în ziua de 17 aprilie, pentru că aceste schimbări uh, în bine uh, vor viza o perioadă bună de timp de acum încolo și depinde de ei cum reacționează în asemenea circunstanțe. Pe partea de sănătate, atenție la zona renală, la cea hepatobiliară, pot surveni niște simptome cu caracter stresant datorită activității depuse. De asemenea, atenție la partea cardiocirculatorie și digestivă. În 13 aprilie pot surveni niște dereglări uh, care nu și-au cauza în ceva concret, pot să fie la fel fantomatice sau trecătoare, dar cu efecte resimțite de către nativi. De asemenea, în 15 aprilie, atenție la aparatul respirator și unele probleme de piele, deci pot să survină uh, arsuri sau pot să apară piete, pete pe piele, datorită unor toxine acumulate sau alte probleme care uh, Vin din interior, iar în 17 aprilie, atenție la dureri de cap care pot să persiste, asta datorită unor acumulări de toxine în urma digestiei, de asemenea posibilă constipație și atenție mai ales la inflamările sinusurilor. Deci, protejați-vă fața, fruntea de curenții reci de aer. Vom continua cu celelalte predicții zodiacale după pauza de publicitate. Am revenit în direct și continuăm cu predicțiile pentru restul de Zodii pentru săptămâna 11-18 aprilie. Și acum este rândul fecioarelor. Începutul de săptămână, deci imediat zilele de Paște, este destul de activ și de non conformist pentru acești nativi, deși este recomandată prudența în acțiuni și decizii pe 13 aprilie, deoarece nativii trebuie să rezolve chestiuni destul de importante care au legătură cu un proiect care trebuie pus la punct repede și în mod constructiv. Cei care urmează studii de specializare, studii superioare, cei care se ocupă de afaceri cu bunul de larg consum precum și cei care au activități tangente cu urbanistica, de exemplu, în perioada aceasta și în în data de 13, trebuie să fie atenți la impactul pe comunicare cu sistemul relațional, chiar dacă sunt motivați să întreprindă acțiuni dinamice pentru a obține ceea ce își doresc. Este posibil ca tot în 13 aprilie niște susținători discreți să dea o mână de ajutor nativilor în rezolvarea unor sarcini profesionale și pecuniare totodată. De asemenea, poate să apară și un mic sprijin financiar la modul concret necesar anumitor treburi pe care fecioarele le au în perioada analizată. În cuplu există o oarecare tensiune constructivă determinată de necesitatea în ziua de 15 aprilie de a rezolva și de a echilibra unele lucruri și probleme de buget familial și de relaționare pe capitalul de imagine, partenerul de cuplu fiind acum în poziția de a ameliora starea care există în interiorul relației prin intermediul unor discuții și a unor propuneri care au la bază schimbarea modului de abordare a unor chestiuni care influențează în mod direct relația de cuplu. Pe plan profesional, vorbim despre o motivare în data de 15 aprilie, ce survine ca urmare a unor probleme organizatorice, la care se adaugă aspecte provenite dinspre relația cu șefii și dinspre relația cu colegii de muncă. Cei care au procese, divorți, partaj, succesiuni, moșteniri, precum și cei care se ocupă cu tranzacții bursiere și contracte care includ uh, transferuri uh, mari de sume, uh, precum și cei care au de rambursat sau, de, uh, sau intenționează să contact, contracteze uh, niște uh, credite, în 15 aprilie uh, să acționeze cu prudență și să decide totuși ulterior pe 17 aprilie, dacă este necesar să rezolve în sens constructiv aceste lucruri. Dacă nu, e mai bine să aștepte pentru a nu lua decizii greșite. Atenție, în ziua de 17 să nu pierdeți ocazia unei recompense, nu dați curs criticilor și vorbelor nejustificate, atât cele care provin de la cei din jurul vostru, cât și de la voi către ceilalți. Nu de alta, dar să nu vă creați singuri prejudicii, prejudicii care vă pot bloca oportunitățile materiale și financiare. Pe latura sănătății, atenție, în 13 aprilie, la zona laringeală pot apare răceli, răgușeli sau chiar uh, infecții. La zona renală, cardiocirculatorie și hepatobiliară, de asemenea, pot apare dezechilibre care se manifeste prin simptome neplăcute. În 15 aprilie, atenție la etajul respirator: deci probleme pe partea pulmonară și, de asemenea, probleme pe partea lombară, pot să apară niște simptome uh, uh, neplăcute în zona uh, bazinului, de exemplu. Și, în data de 17, atenție la zona digestivă și la aparatul excretor pentru a evita orice problemă care poate să dea peste cap sistemul digestiv. Balanță. Creativitatea este elementul de bază pentru începutul săptămânii următoare, deci se pare că Paștele uh, priește foarte mult nativilor acestui semn, astfel ei au posibilitatea în intervalul 13-14 aprilie de a pune la punct o serie de lucruri în plan personal, de pe urma cărora să se aleagă și cu ceva bani și cu eventuale bunuri materiale în privința cărora decid să le achiziționeze sau cel puțin dacă nu este vorba despre astfel de chestiune, li se încredințează ceva important: o situație, o altă chestiune sau o discuție în privința căreia, ca rezultate, nativii sunt abilitați să decidă peste foarte scurt timp. Deci, sunt puși în situația de a fi persoane care decid în ceea ce privește o situație, o problemă sau un cumul de factori. Uh, într-o uh, problemă importantă. Uh, cel puțin cu asociații și colaboratorii, nativii au relații foarte bune în perioada aceasta, deși financiar și din punct de vedere socioprofesional lucrurile încă nu stau așa de bine pentru balanțe. Chiar dacă relația cu șefii este bună, Practic, sunt unele sincope și nepotriviri în comunicare, mai ales în ceea ce privește propria atitudine și afirmarea personală. Dar odată cu ziua de 12 aprilie, deci chiar în ziua de Paște, și aceste lucruri tind să se echilibreze, cel puțin ca nivel de înțelegere sau plasate ideatic în avans în ceea ce privește implicarea în anumite activități, astfel încât nativii încep să fie susținuți de persoane din sistemul lor relațional care au și posibilități și poziție socială foarte bună. <coughs> în relația de cuplu, acolo unde balanțele sunt implicate în așa ceva evident, aspectele se desfășoară de o manieră constructivă și dinamică, partenerii comunică bine, deși de la caz la caz, egoismul partenerului sau atitudinea acestuia, sau chiar a nativului, dacă se întâmplă să fie vreo balanță într-o de situație. Deci, egoismul și atitudinea lasă de dorit când vine vorba de înțelegere și afecțiune manifestată la modul concret. În 15 aprilie apar oportunități profesionale și de afaceri. Cei care au proiecte și sunt implicați în ele, cei care urmează studii de specializare și cei care sunt implicați în activități comerciale de tot felul, se pot alege cu rezultate satisfăcătoare, dar, ca de obicei, mai trebuie și un pic de motivație pentru asta, chiar dacă unele persoane din anturaj nu i mai sprijină pe nativi așa cum o făceau înainte. Ziua de 17 aprilie vine cu ocazii nesperate de afirmare și cu punere în valoare a propriului potențial. Se pot da multe telefoane, se discută mult, însă atenție la schimbările înțelegerilor făcute pe parcursul acestei zile, pentru că multe din ele se pot da peste cap chiar spre seara acestei zile de 17 sau uh, ulterior în uh, următoarele zile. Cei care au procese, rate de rambursat, divorțuri, moșteniri, credite de făcut, bunuri materiale de returnat, cum ar fi uh, lucruri închiriate, este, în 15 aprilie este bine să o facă pentru a nu avea surprize, deci să nu se amâne nicio operație de acest fel. Cu sănătatea, atenție în 13 aprilie la zona renală, laringeală, hepatobiliară și cardiocirculatorie. Pot apare dezechilibre cauzate de stresul acumulat în ultimul timp. În 15 aprilie, atenție la etajul pulmonar și zona lombară. De asemenea, și aici pot apare uh, disfuncții sau dezechilibre cauzate de tonusul general, care nu este unul tot mai bun. Iar în 17 aprilie, atenție la digestie și la aparatul excretor, deci cauza acestor lucruri, atenție cum cât și ce muncați. Scorpion. În această perioadă analizată, nativii se confruntă cu câteva probleme ce țin de bani, relații profesionale și afirmarea de sine în cadrul colegial și profesional. Se pare că în munca în echipă, survin pentru nativi schimbări de la o zi la alta și asta se petrece cel puțin din punct de vedere decizional și în contextul relațiilor cu șefii. Săptămâna debutează pentru Scorpioni cu lucruri și situații care motivează financiar și profesional, chiar dacă în ziua de 13 ei întâmpină obstacole și întârzieri în ceea ce privește capacitatea proprie de decizie, care este obstrucționată de factorul socioprofesional și al unor persoane din anturajul relațional. Deci, s-ar părea că ce vor să decide Scorpionii nu este acceptat sau este respins sau nu este luat în considerare de cei de lângă ei, de șef sau de terțe persoane. Partenerii de afaceri și colaboratorii, acolo unde scorpionii sunt implicați în astfel de conjuncturi, pun acum probleme de atitudine și nativii sunt oarecum forțați să accepte ceea ce lor nu le place. Deși se străduiesc să mascheze și să coopereze eficient și cât mai nonconformist conformist în ziua de 13 aprilie, iar ulterior, în 15, își pot folosi creativitatea și tactica de lucru pentru a obține avantaje pecuniare și materiale, precum și rezultate eficiente prin intermediul asociațiilor și altor persoane din anturajul colegial al căror capital de imagine contează destul de mult pentru scorpioni adică oameni care au valoare și care le pot fi de folos nativilor. Cei care au procese, partaje, succesiuni, probleme contractuale cu banca, rate de rambursat, să nu ia decizii în 15 aprilie, dar în același timp să se preocupe pentru a rezolva cu atenție asemenea chestiuni în desfășurarea lor. Deci nu e cazul să finalizeze, ci doar să se preocupe de menținerea acestor chestiuni. Relația de cuplu merge bine, dar nu fără provocări la nivel decizional. În 13 aprilie nativii se lovesc de aspecte de posesivitate și de înțelegere în cuplu din partea partenerului care vrea ca lucrurile să fie decise și aplicate doar cum vrea acesta. Deci, cum s-ar spune, îl ia pe numbrație și de aici încolo să te ții că nu e bine. Nu dați curs litigilor de niciun fel în cuplu și totul va trece ca o furtună într-un pahar cu apă. Ziua de 17 aprilie aduce nativilor un eveniment important în plan personal poate să fie vorba de o mică sumă de bani, de bani câștigată sau de o situație care le schimbă scorpionilor optica referitor la cum sunt ei apreciați, văzuți și considerați. Deci un lucru care s-ar putea să-i marcheze un pic uh, în ceea ce privește stima de sine iar acest aspect le va schimba puțin și evoluția în perioada următoare de timp. Cu sănătatea pot avea ceva probleme în data de 13 aprilie, pe zona cardiocirculatorie, digestivă și hepatobiliară, deci disfuncții sau dezechilibre care să le pună sub semnul întrebării tonusul general. În 15 aprilie, dezechilibre pe etajul respirator, și uh, pe etajul renal, la care se adaugă simptome lombare uh, ce le pot uh, crea probleme la deplasare, iar în 17 aprilie, posibile dureri de cap persistente datorită uh, curenților reci de aer sau altor uh, cauze care își pot avea uh, originea în alimentație, precum și simptome circulatorii la care, bine, la care este bine să fie atenți pentru a. Putea evita eventuale sincope um, ale metabolismului. Săgetător Pe tot parcursul perioadei analizate, 11-18 aprilie, nativii vor avea parte de situații dacă nu conflictuale, cel puțin stresante și provocatoare ca și context și împrejurări. Este o săptămână foarte solicitantă de altfel pentru săgetători din multe puncte de vedere. Domeniile principale afectate fiind familia, bugetul personal, relațiile socioprofesionale, asociații și colaboratorii și inclusiv relația de cuplu. În data de 13 aprilie, nativii trec printr-un foc încrucișat al unor relații colegiale în anturaj care îi predispun la revizuirea propriei atitudini în raport cu un proiect și cu asociații implicați în așa ceva. Săgetătorii preferă să fie mai detașați, deși nu prea pot face asta, fiind solicitați de partenerii cu care întreprind tot felul de activități și se contează pe ei, cel puțin din perspectiva unui proiect care acum se pare că o să capete o importanță mult mai mare. În relația de cuplu, toată săptămâna este marcată de disensiuni, neînțelegeri și discuții în contradictoriu, o zi foarte încărcată de asemenea elemente fiind 13 aprilie. Și în ceea ce privește anturajul colegial, există aspecte tensionate, săgetătorii confruntându-se cu chestiuni decizionale care le pun răbdarea la încercare, atât în 13 cât și în 15 aprilie. Și este recomandat să abordeze astfel de situații cu prudență și diplomație. Pe parcursul zilei de 15 apar probleme în familie legate de bani și rude, se pot manifesta de altfel obsesii și critici acide la adresa unora dintre aceste rude, bineînțeles de la caz la caz, iar atitudinea nativilor face referire într-un asemenea context și la domeniul socioprofesional. De-abia în 17 aprilie se detenționează această cavalcadă de împrejurări, nativii având posibilitatea de a rezolva o parte a acestor situații, folosindu-și creativitatea și nonconformismul conformismul pentru a putea depăși obstacolele ce provin din atitudinea celorlalți. Se mai poate vorbi și de implicarea într-un proiect nou, un altul decât cel care uh, rulează în mod curent, ca să spunem așa, începând cu 15 aprilie, când Mercur uh, intră pe Casa Muncii, proiect în care nativii pot decide și conlucra ca și experiența acumulată. Sănătatea, vorbim despre acest domeniu, atenție la etajul respirator și la zona lombară, mai ales în ziua de 15 aprilie, pot apare probleme uh, cauzate de uh, umezeală sau de uh, curenți reci de aer. De asemenea, atenție în zona hepatobiliară și cardiocirculatorie în 13 aprilie și în data de 17, atenție la modul cum funcționează aparatul digestiv. Pot să apară probleme de constipație datorită modului în care vă alimentați. Capricorn. În data de 13 aprilie, nativii sunt motivați să obțină cel puțin 2-3 rezultate bune pentru ei componenta financiară fiind cea mai importantă într-un astfel de context. Deci se pare că sărbătoarea Pascalului le priește capricornul din acest punct de vedere. Ei își folosesc potențialul creativ combinat cu o doză de nonconformism și capitalul de imagine în data de 13 aprilie, iar rezultatele nu întârzi să apară, mai ales că ei poartă discuții și negocieri în afara domeniului socioprofesional, în activități extraprofesionale sau care țin de o, un serviciu part-time, de pe urma cărora se pot alege cu bani sau cel puțin cu oportunități care le sunt necesare pentru dezvoltarea unui plan propriu la care ei lucrează de ceva vreme și în privința căruia construiesc uh, fiecare etapă încet și minuțios. Chiar dacă în ultima vreme au cam avut probleme în relații cu șefii și cu autoritățile, uh, nativii au parte de discuții și situații favorabile acum în acest sens, mai ales odată cu intrarea lui Mercur pe casa creativității și a muncii susținute. De asemenea, se îmbunătățesc relațiile cu părinții și copiii, iar la capitolul decizional ei sunt acum în măsură să se prezinte cu un bagaj de cunoștințe mult mai solid, pus la punct pentru a putea decide concret ce vor și cum vor. Astfel, în 15 aprilie, vor trebui să treacă prin fulcile caudine ale unor discuții despre ei, care se poartă poate chiar față de ei în anumite circunstanțe. Discuții care se poartă în anturajele colegiale și amicale, pentru a putea să-și folosească propriul capital de imagine pentru a-și consolida poziția și avantajul în relația cu persoanele ce dețin funcții de conducere iar în 17 aprilie pot obține rezultate pe partea relației cu șefii în privința unor cerințe pecuniare sau cel puțin vor ști să negocieze niște drepturi ce li se cuvin, având astfel câștig de cauză. Dar tot în 17 aprilie, atenție să nu forțeze nota, se pot alege uh, dacă ei calcă pedala de accelerație, ca să mă exprim în felul ăsta, se pot alege cu efecte contrarii care să le atragă antipatia și eventuale situații de ruptură. Iar asta este valabil și în relația de cuplu, unde alte lucruri se pot petrece, cum ar fi schimbări de partener și de atitudine, dar și nu punți de legătură cu parteneri care par promițători. Însă, atenție relativ capricorni, cei implicați în relații sau care trec dintr-o relație într-alta, nu vă culcați pe o ureche, s-ar putea să aveți mari surprize din punct de vedere al relației de cuplu. Sănătatea pentru acești nativi, atenție în 13 aprilie la zona hepatobiliară, cardiocirculatorie și digestivă, pot apare sincope datorită modului în care vă alimentați. În 15 aprilie atenție la etajul pulmonar, lombar și limfatic, deci pot apare probleme de reglări, dezechilibre care să ducă la eventuale uh, infecții sau cădere ale sistemului imunitar și în 17 aprilie atenție la aparatul excretor deci evitați pe cât se poate constipația mâncați e, corect și la timp Vărsător Un început de săptămână destul de reușit pentru acești nativi chiar odată cu sărbătoarea Maștelui, având în vedere că pe casa parteneriatelor și a relației de cuplu, încă din weekendul acesta care uh, urmează, Jupiter revine în deplasare directă. Iar asta se referă uh, la faptul că le sunt oferite vărsătorilor posibilități extinse de colaborare și de redresare a capitolului financiar, destul de problematic în ultimul timp. În 13 aprilie, contextul astral îi favorizează pe nativi să negocieze uh, ultimele detalii legate de un proiect, uh, de un eveniment sau de o afacere în privința căreia mai trebuie pus la punct ceva important, un acord uh, înscris, o semnătură, o ștampilă, o aprobare pe fond juridic sau orice altceva similar. Atenție tot în 13 aprilie la drumurile și discuțiile purtate, o parte din înțelegerile stabilite se pot da peste cap în aceeași zi, datorită unor chestiuni de atitudine din partea unor colaboratori sau asociați, pot fi parteneri care dețin funcții importante și de asemenea care dețin mijloace moderne de comunicare. Împrejurările pe care nativii le traversează conțin uh, și factori decizionali care se accentuează în ceea ce privește solicitările. Astfel că în 13 aprilie se recomandă răbdare și atenție pentru a nu lua hotărâri eronate cu privire la bugetul activității desfășurate și la unele înțelegeri uh, esențiale, a zice eu, cu asociații. Ulterior, în 15 aprilie, nativii se confruntă cu unele chestiuni legate de bani, Capitalul de imagine folosit în uh, activitatea desfășurată și discuțiile pe marginea modului în care sistemul de relații funcționează, acestea sunt uh, priorități în ziua de 15. În această ultimă privință s-ar putea constata o reorganizare a unor astfel de priorități uh, ale nativilor vis-a-vis -vis de relațiile parteneriale, cel mai probabil fiind vorba în uh, cursul zilei, zilei respective de decizia de a schimba strategia de lucru. În relația de cuplu, în data de 13 aprilie, se pot întâmpla mici evenimente plăcute care să asigure un confort emoțional adecvat, dar atenție totuși la accesele de autoritate sau de atitudine din partea partenerului de cuplu sau față de el. Din data de 15 aprilie, comunicarea în cuplu devine iarăși un pic tensionată și ar fi indicat să se adopte o atitudine conciliantă, pentru că în 17 Aprilie, nativii au nevoie de sprijinul partenerului de cuplu pentru o reușită personală care poate să fie publică uh, și care să implice și o parte din sistemul de relație al nativilor. Pe partea de sănătate, atenție la zona hepatobiliară, uh, evitați excesul de grăsimi, bineînțeles. Pe partea cardiocirculatorie și laringeală, în ziua de 13 aprilie, deci feriți-vă de uh, aerul rece. În 15 aprilie, atenție la zona pulmonară și lombară pentru a evita eventualele uh, probleme de respirație și probleme de locomoție, iar în ziua de 17, de asemenea, atenție la aparatul digestiv și excretor pentru a putea evita uh, neplăcerile cauzate de eventuale acumulări de toxine sau uh, de uh, o alimentație incorrectă. Și în sfârșit, peștii, acești nativi pot, pot primi un suport discret în data de 13 aprilie, care să le ofere posibilitatea de a plasa capital sau să beneficieze de o bună oportunitate pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se aleagă cu rezultate concrete și favorabile pentru ei. Este evident că o asemenea conjunctură nu ar trebui pierdută, însă este necesar ca nativii să fie atenți la modul în care, din acest punct de vedere, persoane din anturajul colegial cu care desfășoară activitatea respectivă decid și acționează în consecință. Chiar dacă ei au o poziție mai bună acum în planul afirmării de sine, pești ar trebui să fie atenți la colaborarea cu cei din anturaj, deoarece începând cu 15 aprilie intră și mercuri pe casa acestor aspecte de comunicare și este important felul în care nativii știu să pună problema pentru a se face remarcați, dar fără a leza pe alții. Mai ales atenție la cum se comportă unii colegi, deoarece au tendința de a se impune în relație și în dialog într-un fel care poate depăși normalitatea. Relația de cuplu cunoaște începând cu weekendul care vine, deci chiar înainte de Paște. Uh, provocări pe partea emoțională și a dialogului, ziua de 13 aprilie, de exemplu, fiind una în care nativul sau partenerul de la caz la caz se poartă mai rece, mai distant, fără chef de interacțiune în comunicare, iar în 15 aprilie existând o predispoziție către disimulare și retragere din partea peștilor în raport cu partenerul de cuplu. Acest aspect pune puțin paie pe foc într-un context și așa că am agitat din punct de vedere emoțional pentru pești. Se recomandă răbdare și diplomație în dialog pentru a evita neplăcerile ce se pot abate asupra vieții în doi. Profesional, pe 17 aprilie, peștii au de a face cu o situație decizională referitoare la bani și poziție socială, chestiune în privința căreia trebuie să decide pentru a putea beneficia, apoi de sprijin, din partea altora care dețin capital, relații și poziție socială bună. Iar în acest sens ar trebui să-și folosească sistemul de relații în mod concret pentru rezultatul așteptat. Pe latura sănătății, atenție în 13 aprilie la zona hepatobiliară și cardiocirculatorie, în 15 aprilie la zona lombară, pulmonară, pulmonară și la acumularea de toxine, iar în intervalul 17-18 aprilie, atenție la zona digestivă și la cea a aparatului excretor. Acestea au fost predicțiile zodiacale pentru intervalul 11-18 aprilie. Emisiunea de astăzi se încheie aici. Ne vom vedea. Bineînțeles, ca de obicei, săptămâna viitoare la o nouă rundă de predicții astrale. Eu vă doresc să aveți un Paște fericit, plin de lumină și bucurie, pace și înțelegere și să fiți sănătoși, prosperi și iubiți. Pe curând.